O competiție a viitorilor campioni organizată de Federația Română de Tenis s-a desfășurat inclusiv la Roman în acest weekend, reunind copii cu vârste de până la 10 ani din întregul județ, care nu sunt legitimați în cadrul federației, dar știu regulile de bază ale acestui sport. Mă bucur că eu am prins acest proiect. Despre ce este vorba? Este vorba despre copii nelegitimați care pot participa la turnee, deci cei care nu au legitimații la Federația Română și care și-au însușit cât uși de puțin loviturile în tenis și tot ce depinde de o competiție sportivă. Care a fost limita de vârstă? Competiția s-a desfășurat pe trei categorii, adică copii până în 8 ani, copii până în 9 ani și copii până în 10 ani. Deci, în funcție de cât de mult a progresat copilul, poate să se înscrie la orice categorie, dar să nu depășească vârsta. Regulile au fost diferite în funcție de categoria de vârstă a participanților. Cei până în 8 ani joacă cu o minge roșie pe un careu de serviciu, deci pe un teren mai mic, portocaliu la fel pe un teren puțin mai mare, iar cei cu mingea verde joacă pe tot terenul, dar totul cu mingi depresurizate. Asta pentru ca să poată fi controlată mai bine mingea de către copii. Competiția, cum v-am zis, s-a desfășurat aici pe terenurile de afară sintetice plus pe terenurile din Clubul Atletic Roman. Am avut și terenul de antrenament pe lungimea sălii și zic eu condițiile pentru așa ceva au fost îndeplinite, mai ales că cei părinții cu care au venit, părinții care au venit cu copii au fost și ei destul de mulțumiți. Scopul competiției este selectarea copiilor talentați cu care se poate lucra pentru performanță. Se desfășura înainte programul Daciada în sport și cred eu că este un fel de Daciadă, pentru că de aici putem selecta foarte mulți copii care au talent și cu care se poate lucra pentru performanță. Toată competiția a fost gratuită, deci copiii n-au trebuit să plătească vreo taxă de participare, ba mai mult au primit la sfârșitul turneului o masă în valoare de 22 de lei și zic eu că e exact aceeași treabă care se făcea înainte cu Daciada. Locul întâi la cele trei categorii de vârstă a fost obținut de Maria Lebădă, Victor Samson și Alexandru Lănțuș. Pe locul al doilea s-au clasat George Corbu, Ștefania Vlase și Petru Vacaru, iar pe locul al treilea s-au situat Ioana Cijenski, Cezara Mardare și Rareș Segneanu.